Gogoșile sunt preferatele multor persoane, fie că sunt simple sau umplute cu gem, brânză sau ciocolată, acestea sunt consumate cu plăcere de întreaga familie. Nu se prepară greu și ai nevoie doar de câteva ingrediente pentru o rețetă perfectă. Este una dintre cele mai apreciate metode, iar modul de preparare este unul simplu. Pentru această rețetă puteți folosi ca și umplutură gemul, însă gogoșile sunt foarte bune și simple, sau umplute cu ciocolată sau brânză. Ingrediente necesare pentru aluat. 2 gălbenușuri, un praf de sare, 30 de grame de drojdie, 80 de grame de unt topit, 600 de grame de făină, 350 de ml lapte cald, 3 linguri de zahăr și un ou întreg. Aproximativ 300 de grame de gem de prune pentru umplutură. Alte ingrediente necesare. 80 de grame de unt topit, un ou bătut. Mod de preparare. Primul pas este să dizolvați zahărul și drojdia în laptele călduț, după care lăsați deoparte aproximativ 15 minute. Cerneți făina într-un vas, adăugați oul, sarea, gălbenușurile și apoi frământați aluatul. Înainte ca acesta să devină omogen, se adaugă untul topit, care nu trebuie să fie fierbinte. Frământați până ce aluatul devine omogen și pufos. Se acoperă vasul cu un prosop și se pune la loc cald, pentru aproximativ 30 de minute. După ce a trecut acest timp, puneți aluatul pe suprafața de lucru, unde se va întinde la o grosime de un deget. Proporționați în pătrățele sau dreptunghiuri. Puneți gem pe marginea fiecărei bucăți și aduceți marginile la mijloc peste gem, apoi rulați. Puneți gogoșile în tavă în care ați pus și hârtie de cop sau unsă cu unt. Puneți gogoșile strâns una lângă alta. Acestea se ung cu un topit și se lasă la dospit pentru 20 de minute. Relatează impact.ro